Poliția solicită ajutorul oamenilor în cazul dispariției unei minore. Este vorba de o fată de 12 ani domiciliată în sectorul Rășcani al capitalei, care la data de 25 decembrie curent ar fi luat bani din casă și ar fi plecat într-o direcție necunoscută. Mama minorii afirmă că este pentru prima dată când fiica sa recurge la un asemenea gest și că n-ar fi avut anterior conflicte cu ea. În ziua dispariției, minora era îmbrăcată în scurtă de culoare cafenie, fular de culoare roz, maletă roșie, blugi albaștri și era încălțată în cizme de culoare neagră. Persoanele care dețin careva informație despre locul aflării minorii sunt rugați să informeze imediat poliția la numerele de contact 0691590 45 sau 902.